Peste 100 de copii din Roman și din împrejurimi participă la cursuri de aritmetică mentală sau cursuri de citire rapidă. Aritmetica mentală este o metodă cu ajutorul căreia cei mici își dezvoltă memoria, concentrarea și gândirea logică prin calcule. La aceste cursuri pot participa copii cu vârste cuprinse între 4 ani jumătate și 12 ani. Haideți să facem o prezentare a acestui instrument care se numește abac. El se mai numește suampan sau șuruban. Multă lume știe de șuruban. Da? Noi îi spunem abac. Îi spunem, cel negru este un cadru, avem separator, spițe, biluțe. Partea de sus le spunem noi copiilor că se numește partea cerească, partea de jos este partea pământească. Bilele de sus le numim regine sau prințese, iar cele de jos sunt soldăței, pentru că se supun reginei. Noi când începem să calculăm pe adunare-scădere, începem să calculăm de la mijlocul abacului și spița de la mijloc este căsuța unităților. Când ridicăm un soldățel la separator, am ridicat cifra 1, după care 1, 1 și iarăși 1. Le dăm în jos, le scădem. Am scăzut 3, mi-a rămas 1. După care, regina, când o aducem și pe ea, ea reprezintă cifra 5. Am adus așa, regina la separator, am adus dintr-o dată cifra 5. Dacă le ducem și pe celelalte în sus, avem cifra 9. Da? 5, 6, 7, 8, 9. După care, următoarea spiță este spița 10-lor. Un soldățel pe spița 10-lor este 10, după care 10, 10 și iarăși 10. Avem 40. Iar regina este 50. Da? În total, pe spiță avem 90. Și dacă facem așa, avem 99. După care, următoarea spiță este spița sutelor. Da? Avem 100, 100, 100 și 100. 400. Iar aici avem 500. Și continuă. Și cele de pe masă sunt pentru elevi, nu? Același tehnică? Sunt abacele cursanților, da? Acesta este abacul demonstrativ, iar acesta este sunt abacele cursanților pe aceeași tehnică, doar că sunt mai mici și este mai ușor de lucru. Acestea se țin doar puse aceasta pe masă pentru a se calcula. Ele trebuie să fie ordonate, reginile trebuie să fie sus, soldăței trebuie să fie jos. Aceasta stă în picioare pentru lecțiile demonstrative și pentru a le explica lor tehnicile. 5.894.145 plus 6.423.522 plus 9.541.338. Este egal cu 25.559.5. Perfect, bravo! Aritmetica mentală este metodă de calcul ce se realizează cu ajutorul unui instrument de calcul denumit abac. În urma utilizării abacului, copiii ajung să-și proiecteze imaginar biluțele și să reușească să facă calcule mentale rapide. Câți copii vin la acest centru lunar? Undeva în jur a 100-110 copii. Când durează un astfel de curs? Cursul are o durată de aproximativ 2 ani și este împărțit în 6 module. Beneficiile acestui curs sunt foarte importante, îi ajută în dezvoltarea cognitivă a copiilor, le îmbunătățește memoria, atenția, concentrarea, îi ajută în dezvoltarea gândirii analitice, în dezvoltarea creativității, îi ajută să devină independenți și încrezători în ei înșiși. Cât de entuziasmați se arată copiii la început?
La început și pe parcurs. Sunt foarte entuziasmați la început, foarte încântați. Noi avem, îmbinăm cumva aritmetica cu jocul, de aceea ei sunt foarte ok și încântați. Pe parcurs sunt unii din ei care devin așa un pic introvertiți, însă răspund cu drag provocărilor și dacă îi vedem că totuși tind să nu ne mai placă sau un moment de refuz, atunci încercăm să-i luăm individual, să vedem ce se întâmplă, să punem punctul acolo unde trebuie pentru ca să redevină lucrurile la normal și, și copiii să continue cursul pentru ca să reușească să-l termine. Este foarte important ca acest curs să reușească să-l termine. Aceste exerciții pe care le fac copiii aici se desfășoară și acasă? Parte dintre ele au cumva niște teme de făcut? Desigur, este important ca copiii să lucreze și acasă pentru a-și menține constant ritmul în aritmetică mentală. Practic, ei realizând aceste calcule pe ABAC și mentale, își antrenează creierul, da? Își antrenează ambele emisfere în sincron. Asta fac ei. Asta la ce vârstă pot participa? De la vârsta de 4 ani jumătate până la 12-14 anișori. După, nu se mai poate, pentru că copiilor le este foarte greu să-și imagineze deja de la 12 ani, își imaginează abacul foarte greu și e mult de lucru. Și atunci nu prea se mai poate, de aceea e limita aceasta de vârstă până 12 ani. Cursurile de citire rapidă ajută copiii să își mărească puterea de concentrare. Cursul de citire rapidă îi ajută pe copiii să citească mai rapid decât citesc ei în prezent, cu un plus de la 20 de cuvinte până la 200-300 de cuvinte pe minut. Citirea este importantă să se realizeze în gând, așa se testează copiii, citind în gând, pentru că citind cu voce tare ne concentrăm mult mai mult și pierdem din informații. Însă cititul în gând, concentrarea este mult mai ușoară și se fotografiază cumva textul atunci când se citește în gând. Se citește practic direct cu ochii și cu mintea. Atunci când citim cu voce tare, trebuie să apelăm la voce și lucrurile se complică. La care dintre cele două cursuri vin mai mulți copii și de ce totuși această alegere? La aritmetică mentală, pentru că există această dezvoltare complexă, cognitivă a copilului la aritmetică mentală, față de citire rapidă, unde îi ajută doar pe direcția de citit și înțelegerea textului. Un studiu al UNICEF România din anul 2020 arată că numai 34% dintre copiii cu vârstă peste 15 ani din țară au competențe de gândire și matematică de bază, un procent destul de mic dacă facem comparație cu Japonia, care a înregistrat un procent de 73%.